Tot scandalul s-a produs după ce un echipaj de poliție a observat în trafic o căruță plină cu lemne în care se aflau doi țigani. Agenții au vrut să oprească vehiculul, însă cei doi bărbați nu s-au conformat. Ei și-au continuat drumul cu polițiștii în spate și la un moment dat au oprit căruța în fața unei case. Bărbații au intrat în imobil și ulterior au ieșit cu 10 persoane, toate puse pe scandal. Polițiștii au vrut să îi legitimeze pe cei doi bărbați, numai că nu au reușit. Țiganii se manifestau violent și amenințau echipajul de poliție format dintr-un bărbat și o femeie. Mai mult, au început să arunce cu pietre în autospeciala de poliție. O femeie de 25 de ani pe nume Beghean Crenguța Ioana a spart unul din geamurile laterale ale autospecialei. În final, pentru a planarea conflictului a fost nevoie de intervenția polițiștilor de la intervenție rapidă. Mascații au ajuns în zonă și au calmat spiritele. Zece persoane au fost amendate în urma scandalului, iar femeia de 25 de ani s-a ales cu dosar penal pentru distrugere și ultraj. Ea a fost audiată și acum este cercetată sub control judiciar.